Elevii vor reveni în clase începând cu data de 8 februarie, bineînțeles în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate. Un factor important ce a ajutat la redeschiderea școlilor este faptul că profesorii mehedințeni și-au exprimat dorința de a se vaccina anticovid. Județul Mehedin se află în scenariul verde în acest moment, iar dacă situația va rămâne neschimbată, toți elevii vor merge la școală. Profesorii dau încă o dată dovadă de responsabilitate și grijă față de elevii săi. 40% dintre cadrele didactice mehedințene și-au exprimat dorința de a se vaccina anticovid. Profesorii și-au exprimat dorința de a se vaccina. Avem un procent foarte bun. Din totalul de 2.819 profesori, 39%, aproape 40%, se vor vaccina. Profesorii care nu pot să se vaccineze sunt cei care au făcut boala sau cei care sunt cu alte boli, adică sunt neeligibili. Personalul auxiliar este în raport de 46,1%. Și ceilalți nedidactic de 35%. Așa că așteptăm foarte repede să ne vaccinăm și să începem școala. Până în acest moment, 1299 de persoane au fost vaccinate anticovid în județul Mehedinți. Persoanele incluse în a doua etapă de vaccinare anticovid, cele de peste 65 de ani, cele aflate în evidență cu boli cronice și angajații din domenii esențiale se vor putea programa pentru imunizare.